la ședința de constituire a noului Consiliu Local al municipiului Arad pentru mandatul 2012-2016. Înainte de deschiderea oficială a ședinței de constituire, are loc momentul festiv al înmânării certificatelor doveditoare ale alegerii, fapt pentru care invităm pe doamna președintă a biroului electoral al circunscripției numărul 1 municipiul Arad, doamna judecător dr. Eugenia Dobănaș, îi mulțumim pentru prezență și o rugăm să înmâneze certificatele doveditoare ale alegerii. Domnul Franco Gheorghe, we
funcție, domnule primar, stimați invitați, în conformitate cu prevederile articolului 30 alineatul 1 din legea 215 pe 2001, coroborată cu prevederile articolului 1 alineatul 1 din OGD numărul 35 pe 2002, constituirea Consiliului Local se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor. În temeiul acestor reglementări, prin ordinul numărul 300 din 14.6.2012, emis de prefectul județului Arad, a fost convocat pentru a fost Consiliul Local Arad în ședința sa de constituire. Pentru a fi legal constituită, la ședințe trebuie să fie prezent cel puțin 2/3 din numărul consilierilor declarați aleși. Consiliile care sunt în număr cu 23, iar cele 2/3 reprezintă un număr de 16 consilieri. Constatăm că la momentul de față sunt prezenți un număr de 14 consilieri, deci ședința nu este legal constituită și nu își poate desfășura lucrările. Urmează ca prefectul județului Arad să emită un nou ordin de convocare a Consiliului Local Arad, ordin care va prevedea ca ședința să se desfășoare peste 3 zile. Vă mulțumesc! Democrația după 90 a făcut pași grei și totuși în 92 a început ciclul electoral în administrația locală. Putem spune că acest eveniment trebuie să fie important pentru toți. Și eu cred că este un eveniment important pentru comunitate. Pentru că această comunitate a noastră s-a prezentat la vot și a votat și a decis. A decis atât primarul, care este primarul tuturor, indiferent de culoarea politică. A decis Consiliul Local, care este legislativul tuturor, indiferent de culoarea politică. Evident, este un moment așteptat și de primărie, pentru că acolo lucrează funcționari, acolo este laboratorul propriu-zis a ceea ce înseamnă dezvoltarea municipiului Arad. Și trebuie să recunosc că și pentru mine este un eveniment important. Plec la al treilea drum și aș vrea să plec cu inima deschisă și liberă. Și totuși, cineva, 9 persoane, astăzi lipsesc. Astăzi ne-am adunat un număr de oameni importanți, de la reprezentanții bisericii, a mediului de afaceri, bordul orașului, oameni care au clădit multe lucruri în municipiul nostru. Și totuși nu putem pleca la drum pentru că ne lipsesc 9 oameni. Atunci, în Revoluție, când am fost și eu, nu mă gândeam că trebuie să împărțim lumea imediat în bun și rău. Deși trebuie să recunosc că imediat în 90, eu ca om am împărțit lumea în bine și rău. Poate am văzut mai repede decât alții direcția pe care trebuia să ia România, în comparație cu direcția domnului Iliescu pe care o ducea România. Poate am văzut mai repede decât alții lucrurile bune în papionul domnului Rațu și am mers pe calea bună. Mi-aduc aminte că în 92 Aradul ca celelalte orașe au votat. Și în 92 Aradul a luat o cale bună. Deși dacă ne uităm pe harta anului 92, acea cale bună era doar în această zonă. Ne uităm și după 20 de ani să vedem dacă noi am luat calea bună. În această perioadă cumplită am văzut un slogan. Un slogan care spunea și noi în rând cu țara. M-am întrebat, eu care respect țara, oare n-ar fi bine ca țara să fie în rând cu noi? Eu respect pe toți cetățenii, inclusiv pe cei din Vaslui, din Călăraș. Cred că dacă i-am întrebat pe cei din Vaslui sau din Călăraș,
cum ar vrea să fie? Noi ca ei sau ei ca noi? Și eu sunt sigur că oamenii aceia din Vaslui și Călăraș, sincer o să spună, am vrea să fim noi ca voi cei din Arad. Pentru că Aradul este în față. Am trăit această criză cu problemele ei împreună. Și totuși, în anul 2010, au fost 7 județe care au avut creștere economică. Iar din cele 7, Aradul a fost pe locul 3. Este o mândrie a ceea ce înseamnă atât economia municipiului și județului Arad, cât și ceea ce înseamnă efectele administrației din Arad. În 2011, Aradul a depășit la investiții, atât private externe, cât și private interne, un județ cu care suntem în competiție, județul Timiș. Astăzi, Aradul are 3% șomaj. De aceea, eu cred că țara trebuie să fie în rând cu noi. Poate aș fi vrut să vorbesc mult despre ceea ce înseamnă Aradul de astăzi și ceea ce va însemna viitorul Aradului în următorii 4 ani. Dar acest moment nu putem să îl realizăm. Nu putem să realizăm pentru că unii împart lucrurile între bine și rău. Eu pot să spun, putem împărți lucrurile într-o viziune sau altă. Dar să nu fii prezent după ce cetățenii ți-au dat votul la un astfel de moment de investitură, împreună cu doamna judecător, împreună cu prefectura, împreună cu dumneavoastră, să depunem jurământul. Iar jurământul se depune atât pe Biblie, cât și pe Constituție. Mă întreb când vor depune jurământul și trebuie să spună, jur că o să lucrez pentru binele comunității, unde o să fie adevărul? Mi este foarte greu, dar trebuie să vă cer scuze eu în numele lor, pentru că trebuie să repetăm această manifestare. Niciodată nu s-a întâmplat în Arad ca această constituire a Consiliului Local să se repete. Mă întreb ce parteneriat o să avem pentru binele Aradului, dacă la un moment festiv, dar important, nu ești prezent. Evident că noi deja am început să simțim negativul acestui parteneriat. A plecat de la o banală închidere a ușilor între cele două instituții, primărie și prefectură. A plecat de la un banal, dar frumos, monument în parcul Pădurice a domnului Coposu. N-am spus nimic. Coposu și în bust primește amenzi. Primăria municipiului Arad a primit o amendă pentru că l-am pus pe un socru, pe excelentul Coposu. N-am spus că am luat amendă pentru că n-am plătit ceva la ștrand, ceea ce niciodată n-am plătit de când există ștrand. Și toate aceste lucruri se întâmplă de 3-4 săptămâni. De 3-4 săptămâni, un pod, o investiție enorm de mare între Peșca și Secusigiu, este oprită lucrarea în timpul verii. Subiectul este perioada de împerichere a peștilor. Peștii de la Arad la Nădlac se împerichează sigur pe acei 16 metri pătrați unde trebuie făcută pila de pod. Evident, putem găsi soluții de blocare. Dar eu cred că trebuie să găsim soluții de a împinge lucrurile. Am mai trăit momente de genul acesta în 2008, când pasajele de pe centura municipiului Arad au fost blocate de domnul Orman, atunci ministrul transportului. Cu greu a trebuit să le facem proiectul. Cu greu, în criză, a trebuit să găsim bani. Iar astăzi, proiectele sunt din nou oprite. Nu sunt proiectele nici ale Gheorghe Falcă, nici ale Nicolae Iotcu, nici ale partidelor. Sunt proiecte pentru cetățenii, nu numai în municipiul Arad, chiar toată țara. Pentru că toată țara trece pe acea centură. În criză noi am reușit să convingem și să avem o autostradă Arad-Timișoara și să avem o centură
mergem pe autostradă. Am știut să convingem să aducem bani. Am știut să facem proiecte. Vă pot spune că sunt mândru de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. De aceea le mulțumesc consilierilor care au fost alături. E adevărat că au primit eticheta de consilierii lui Falcă, majoritatea lui Falcă, dar acea majoritate a muncit. Și a muncit și efectul muncii se vede. Ce vom face în următorii 4 ani dacă ne vom comporta ca și cum ne-am comportat în această ședință festivă? Ce viitor arătăm noi orașului? Eu cred că politicienii trebuie să aplece urechea mai mult la oameni și la ceea ce înseamnă responsabilitatea față de comunitate. Și eu, ca oricare dintre noastră, nu sunt un om făcut din piatră. Și eu am bucurii și în același timp am suferințe. Nu mi-a fost ușor când am știut că politicienii au regizat manifestările din ianuarie. Nu mi-a fost ușor când stăteam acasă cu fata și afară înjurau câțiva manifestanți de a trebui să mă mut cu fata în camera ei și să dăm drumul la desene mai tare ca să nu audă aceste manifestări. Eu cred că politica se face corect, cu valorile creștine în față și cu realizările pe care cetățenii le așteaptă. De aceea, rugămintea mea este să ne iertați pe noi, pe politicieni, că n-am înțeles să fim responsabili. Cum vreau să-i mulțumesc soției mele, fiicei mele, mamei mele, pentru că rabdă lucruri pe care n-ar trebui să le rabdă. Lucruri pe care într-o societate corectă n-ar trebui să existe. Aproape din 2 săptămâni primesc telefon de la mama care îmi spune că aude diferite lucruri. Și spui de multe ori întrebarea, pentru ce? Pentru munca pe care o facem noi în primărie, pentru efectele acestei munci. Poate numai dacă suntem rădăcioși, nu ne dăm seama că în criză noi am reușit să producem dezvoltare. Nu știu cum se închide această întâlnire, pentru că mie mi este rușine. Nu știu cum vom face, cum veți răspunde la următoarea întâlnire peste 3 zile. Că și peste 3 zile, conform legii, putem să nu fim constituiți. Mi este foarte greu, ca numele instituției, să vă mai transmitem invitații. Dar eu cred că evenimentul important noi l-am avut. Noi cei de aici vă respectăm și vă aducem cinstea, pentru că și dumneavoastră ne-ați respectat și ne-ați adus cinstea. Mulțumesc mult, Aradul trebuie să meargă înainte, iar cei drepți vor fi respectați.